S-a deschis sezonul la pește și cu el și controlele pe cursul râului Olt. Paznicii Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, împreună cu jandarmii și polițiști, au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol. Râul Olt a fost sub atenta supraveghere a oamenilor legii în ultimele zile. Aproape niciun pescar nu a scăpat fără să dea socoteală oamenilor legii. În total, peste 170 de persoane au fost legitimate, iar în jur de 50 au fost avertizate. Împreună cu lucrătorii AGVPS și efective din cadrul poliției am desfășurat o acțiune de amploare pentru prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și penal privind pescuitul și acvacultura pe cursul râului Olt. Au fost verificate mai multe persoane, nu au fost găsite cu probleme deosebite referitor la încălcarea ordonanței Guvernului numărul 23. Au fost avertizate un număr de persoane. Sperăm că în continuare să demarăm mai multe activități pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen. În plus, oamenii legii au găsit și plase monofilamente, însă nu au reușit să dea de cei care le întinseseră în apele Oltului. Că a fost o persoană care n-a vrut să recunoască, zis că nu este, am găsit plasă, n-a vrut să recunoască, am ridicat-o și am predat autorităților, avea și o cameră de tractor umflată, dar n-a vrut să recunoască. Și pentru ca în viitor pescarii să poată să stea liniștiți, paznicii de vânătoare au câteva recomandări. Conform regulamentului nostru, pescarii care au permisele vizate sau ridicate de la alte asociații decât cea din Făgăraș, trebuie să plătească o taxă de acces, care este în valoare de 20 de lei. Pentru că au fost persoane care nu au vrut să plătească, au fost recalcitrante și care, conform articolului 58, litera C, vor fi sancționate contravențional cu o amendă de la 300 la 600 de lei. Astfel de acțiuni vor fi realizate periodic de către oamenii legii.